vrednic, pătrunde cu mingea la picior. Centrare și excelent prin deviere. Gol 1-0 pentru Dinamo, minutul 27 al partidei. Iată, ne vedeți faza. Pătrundere rednic la o greșeală a lui Ștefan Popa, care a trimis înapoi. Și Tulba foarte prompt vine la întâlnire în colțul careului de 6 metri, reușind să-l păcălească pe portarul Toader. Dragnea centrează. Și 2-0. Autorul golului îl aveți în imagine, Suciu. Să revedem încă o dată faza. Centrare foarte frumoasă, foarte precisă, exactă a lui Dragnea. Și Damaschin 2 în atac. Centrare. Capagiu, gol. 2-1 după o fază foarte frumoasă în care apărarea dinamovistă s-a lăsat pur și simplu descoperită. Centrare Damaschin 2. Agiu foarte prompt. Continuare Manea. Reușește să centreze și egalitate la 2. Și 3-2 în acest moment. Iată, revedeți faza. Lovitură liberă Suciu. Și Dragnea, atent, reușește să...